Salutare tuturor, bun venit la Electric Life. Eu sunt Lucian și astăzi suntem din nou la lucrarea asta pe care v-am mai prezentat-o într-un video trecut. E luni, început de săptămână și am venit să montăm diferențialele, MCB-urile, releurile și avem așadar SLS-urile, conductorii care merg în contor. Nu prea pot eu cu o mână, oare cum vine. Tragem de clapetă, introducem și lăsăm. La fel cu celelalte, să le poziționez. Și L2 și L1. La fel. L1. Mă merge în contor, din contor în cleme. Avem un SLS de 50 amperi. Avem un consum mai mare aici pe subsol și parter. Și am pus și diferențialele. Sunt două la număr. Unul pe subsol, unul pe parter. Avem o tripolar de 63 care merge, asta avem un cablu care duce în garaj și îl închidem și îl deschidem de aici. Și în garaj va veni un alt tablou mai micuț. Diferențialele așadar, releele și MCB-urile, mai vin în partea de jos niște MCB-uri și bineînțeles barele de P și NUL. Nu ajung și mai avem aici încă două. Le poziționăm în partea de jos. Așadar, mai avem de tras. Din partea cealaltă avem SLS-ul celălalt de 35 de amperi care merge în contor, în clemă și merge sus la etaj. Sus la etaj am terminat. 9% să zic, mai am nevoie de un releu ca și acela, pas cu pas, care se montează pe șina de INE. Sunt pentru întrerupătoarele cu revenire. Și acum mergem sus, să vă arăt și sus. Mai avem un pic de lucru. O să iau un pic de viteză, pentru că aici sunt la subsol și un pic am întuneric. O să mă duc cât așa, iau lampa cu mine mai bine. Până aici. Și la etaj am celălalt tablou, diferențial 40 A, 003 A, toate de la ABB, tripolară pentru cuptor și plita de deasupra și MCB-urile pentru fiecare cameră în parte, circuite dedicate sau prize. Și am și un releu, de fapt o să am două, pentru că mai am un circuit. Unul vine pe hol și ăsta este pe dormitor. La dormitor v-am arătat legăturile în doză, cum vin. Se duce fază în doză. Din doză faza intră în întrerupătorul cu revenire, întrerupătorul tastă.
iasă pe negru, vine la bobină, avem de desubt la A2 nulul și fază în partea cealaltă la contact și gri merge la lampă, cum am explicat. La o simplă apăsare se produce un impuls, se cuplează contactul normally open, se face normally close, iar la următorul impuls se deschide circuitul. Mai avem un pic, dar încet, încet ne apropiem de final. Va trebui să n-am acum la mine, va rămâne tot pe mâine, conductor de 10 mm negru, flexibil, lițat, care va pleca de la cele 3 faze și va merge sus, facem o punte L1, L2, L3 la MCB-ul de sus. Trebuie să-l aranjez un pic. Astea acolo, astea acolo. Mai avem un pic de lucru. Mai am un circuit aici. Ăsta vine altceva. Și circuitul de la hol pentru următorul releu. Relee de la Eltaco. A1, A2 bobina, A1 intrarea cu de una fază, A2 nul și este pe 230 de volți. Bineînțeles că va mai trebui să tragem încă două prize, fiecare dedicată, fiecare cu cablul ei și MCB-ul ei. Iar în partea cealaltă. Servus! Iar în colțul celălalt, dacă nu mă înșel, v-am arătat cablurile ce merg afară la camerele de supraveghere. Bun. Cam atât pentru astăzi. Mai avem și mâine de muncit. Sper că v-a plăcut. Dacă da, dați un like. Dacă nu, dați un like. Și ne vedem la un video viitor. Numai bine. Pa, pa!